încep să vă spun că astăzi este un lucru foarte important în cadrul Uniunii Social-Liberale. După semnarea protocolului la nivelul județului Botoșani în cadrul Uniunii Social-Liberale, cred că astăzi este prima conferință de presă în această Uniune. Vom mai continua aceste conferințe de presă pentru că noi suntem convinși și în același timp vrem să convingem și locuitorii județului Botoșani că această Uniune este o Uniune foarte serioasă, este o Uniune intenționată să lucreze pentru locuitorii județului Botoșani. Avem această responsabilitate, mai avem și un lucru de făcut, să comunicăm foarte mult cu locuitorii județului Botoșani, să le readucem în sufletul lor siguranța viitorului, pentru că fac acest lucru și în politic, mă deplasez aproape în fiecare zi când sunt în județ și discut cu cetățenii din județul Botoșani. Credeți-mă că n-am crezut niciodată că un om simplu care crește vaci în comuna Ilișeu Orea și un om care îmi predă la școală sau un om care este asistent medical într-o comună să aibă frica actualei guvernări să spună, domnule, nu pot să fac acest lucru că sunt amenințat. N-am voie să vin la o întâlnire oricare parlamentar. Nu discutăm, chiar noi n-am făcut întâlniri politice și nu cred că vom face întâlniri politice în cea mai scurt timp, pentru că oamenii cunosc realitatea politică de la nivel național și județean, dar avem obligația să facem întâlniri, să discutăm cu cetățenii, să preluăm problemelor, să încercăm prin prerogativele pe care noi le avem, prin comisiile pe care noi le avem, și avem multe comisii la nivel național în care Uniunea deține majoritatea, și avem un exemplu în Comisia Juridică, în ultima ședință, Comisia a dat un vot negativ propunerii legislative de a susține votul într-un singur tur la alegerile pentru primar. Dar știm foarte bine că plenul este suveran și dacă în plen actuala coaliție va avea majoritatea, legea va ajunge la promulgare. Dacă președintele o va promulga, vom avea legea alegerilor primarilor din primul tur. Și-ar vrea să fac un apel către toți factorii de decizie de la nivelul județului Botoșani să înceteze presiunile față de toți oamenii simpli, toți oamenii care au funcții publice și toți oamenii de afaceri din județul Botoșani. Vă dau un singur exemplu. Domnul Grosu Sergiu, președintele Partidului Național Liberal din orașul Buceja, a făcut un credit bancar de 12 miliarde de lei și a cumpărat o fermă agricolă care era în lichidare. Pentru că este membru PNL, nici n-a început activitatea și a primit 500 de milioane de lei veche amendă de la Garda de Mediu. Și l-a chemat, treci la PNL sau să aplicăm sancțiunea. Vă dau un exemplu și omul domnule, domnule, nu mai pot să-mi asum această calitate. De ce, domnule, nu vrea să spună? Și a zis, spune-mi, domnule, ce se întâmplă? Stai, domnule, am luat 500 de milioane și sunt amenințat în continuare că voi avea controle, vă va impune sume de plată chiar dacă le am sau nu. Adică vă dați seama, nu cred că este normal. Noi, personal, nu venim la putere. Când vom veni în 2012 sau mai repede, eu chiar cred, poate aici avem o viziune diferită față de domnul Marco, dar lui a spus în 2012, eu cred că mai repede România nu mai are puterea să mai reziste, să mai aibă atâta înțelepciune să îi ierte pe acești domni, să-i mai lase până în 2012. Cred că foarte mulți parlamentari din actul de guvernare, vreau să spun că domnul Bordeanu, care a plecat de la PNL săptămâna trecut, marți s-a înscris în Partidul Național Liberal, deputatul Vaslui, am informații cu foarte mulți parlamentari care au fost și care n-au fost la PNL, se vor înscrie într-un grup mai mare, în Partidul Național Liberal, a zis că domnul președinte Crin Antonescu a dat un semnal public, dar n-a argumentat și cred că nu are rost să intrăm în amănunte, doar un caz care a fost clar este al domnului deputat Bordeanu. Sunt convins că